va fi consultată de către un psiholog și îi se va reduce salariul pentru un trimestru. Și statul Republica Moldova nu are nici măcar două canistre. Menționăm că anterior au fost blocate conturile lui Platon Andronache și ale lui Vladimir Plahotniuc într-o altă bancă. Pe parcursul întrevederii s-au abordat diverse subiecte, inclusiv parcursul european al Republicii Moldova. Birdi, Odo! Birdi! Decizie grea înseamnă când ai de ales despre ceva ce sacrifici. Agricultorii care au avut de suferit în urma secetei din vara anului 2023 vor primi compensații din partea statului. Declarațiile au fost făcute de către ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, într-un briefing de presă susținut astăzi. Astfel, suma de care vor beneficia agenții economici depinde de cât de mult le-a fost afectată cultura agricolă. Sumele se vor ridica în felul următor. Dacă vorbim de 60-70% de afecțiune în baza actelor, va fi 1000 de lei la hectar. Dacă e 70-80, va fi 1500 de lei la hectar. Dacă e 80-90, va fi 2000 de lei la hectar. Și dacă va fi 90-100, 2500 de lei la hectar. Declarațiile ministrului Agriculturii au fost făcute pe fundalul protestelor organizate de fermieri. Ieri aceștia au scos utilajele agricole în stradă și au blocat sectoarele de drum Orhei-Rezina, Chișinău-Bălți și Chișinău-Soroca. Fermierii solicită acordarea subvențiilor și distribuirea motorinei donată de autoritățile române. În cadrul briefingului de presă, ministrul Agriculturii a dat asigurări că motorina promisă va ajunge la fermieri, însă repartizarea acesteia durează, pentru că Republica Moldova nu are unde depozita combustibilul. Toate depozitele petroliere a Republicii Moldova au fost privatizate, vândute și statul Republica Moldova nu are nici măcar două canistre în care să-și depoziteze motorina, nu că rezerva națională, înțelegeți? Între timp, agricultorii își continuă protestele. Deja a doua zi, fermierii protestatari au blocat frontiera moldo-română. Ex-directorul întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, Oleg Tofilat, a prezentat astăzi în ultima sa zi de mandat raportul celor 1000 de zile de activitate cu genericul CFM 3 ani de provocări, progrese și rezultate. Tu nu poți face reforme atunci când nu ai o stabilitate financiară, atunci când nu ai o stabilitate chiar și operațională. Oleg Tofilat a explicat că în momentul preluării funcției, CFM avea deja datorii față de bănci, mai exact mai multe credite contractate pentru acoperirea cheltuielilor salariale. Și dacă în anul 2021 datoria era de 121 de milioane de lei, în perioada sa de activitate a reușit să reducă creanța cu 83 de milioane de lei. În ianuarie, din păcate, am reușit foarte puțin să achităm. Deci, atât cam așa l-aș trata și atât avem două depresiuni la salarii care s-au întâmplat în 2023. În medie, pe perioadă, noi am reușit să ajungem de la minus 15 milioane lei pe lună cam la plus 10. Spun în medie, pentru că e foarte diferit lună la lună, noi tare mult depindem de cererea pe transportul feroviar. Potrivit lui Tofilat, 40% din transportul feroviar se află actualmente în stare critică. Mai mult, în 2025 expiră și termenul de exploatare a unor vagoane aflate în dotare. La compartimentul tracțiune, toate locomotivele de manevră sunt de o vârstă respectabilă, cam ca subsemnatul, ceea ce înseamnă că trebuie de mișcat repede cu investițiile și ceea ce înseamnă că costurile noastre pentru operațiunile de rutină sunt exagerate, pentru că din cauza infrastructurii proaste. La final de activitate, de mandat, plecați cu vreun regret? Dacă observați tot parcursul, a fost intens, multe lucruri sunt în derulare, multe lucruri abia le-am lansat și evident regretul de a pleca este destul de considerabil. Oleg Tofilat a preluat funcția de director al CFM la sfârșitul primăverii anului 2021. Amintim că Agenția Proprietății Publice a propus ieri ca interimatul funcției de director general să fie preluat de actualul vicedirector general al CFM, responsabil de infrastructură și tracțiune, Serghei Tomșa.
Serviciul Fiscal de Stat a decis blocarea fondurilor economice deținute de 3 conturi bancare ale omului de afaceri Veaceslav Platon, 6 conturi ale oligarhului fugar Ilan Șor, un cont al fostului deputat democrat Vladimir Andronachi și 4 conturi ale politicianului Alexandr Kalinin, care susține războiul din Ucraina. Conform deciziei autorităților fiscale, toți cei 4 sunt supuși restricțiilor în conformitate cu decizia Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Amintim că acest organ este responsabil de aplicarea sancțiunilor și a măsurilor restrictive internaționale de către țara noastră. Menționăm că anterior au fost blocate conturile lui Platon Andronache și ale lui Vladimir Plahotniuc într-o altă bancă. În plus, a fost blocat un pachet de acțiuni care aparține Marinei Tauber. Conform altor investigații, Ilan Șor are de asemenea conturi în alte țări unde își păstrează banii obținuți din miliardul furat. Amintim că de la pronunțarea sentinței definitive pentru oligarh au trecut exact 10 luni. În prezent, Șor ar putea fi încă în Rusia. Cel puțin în ajun, el a publicat un videoclip cu întâlnirea cu vicepreședintele Consiliului Federației, Constantin Kosachev, în biroul acestuia. Newsmaker a solicitat un comentariu de la Serviciul Fiscal de Stat, însă deocamdată nu am primit un răspuns. Vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit astăzi cu ministra afacerilor externe a României, Luminița Odobescu, și cu președintele Senatului României, Nicolae Ciucă. Întâlnirea a avut loc la București, la invitația oficialilor români. Aceasta este prima vizită oficială în capitala României a viceprim-ministrei Gherasimov de la investirea în funcție. Pe parcursul întrevederii s-au abordat diverse subiecte, inclusiv parcursul european al Republicii Moldova. Luminița Odobescu a subliniat angajamentul ferm al României în sprijinirea aderării Republicii Moldova la familia europeană. În același timp, Cristina Gherasimov a exprimat recunoștință pentru sprijinul continuu acordat de oficialii români țării noastre. Va fi consultată de către un psiholog și îi se va reduce salariul pentru un trimestru. Direcția Educației Tinere și Sport din Chișinău a stabilit pedeapsa pentru profesoara care a lovit o elevă. Incidentul a devenit larg cunoscut ieri, mai ales că s-a descoperit că mama fetei s-a adresat direcției încă din luna ianuarie. Amintim că în timpul unei ore de matematică, profesoara a reacționat brusc la cuvintele elevei și a lovit-o cu o carte, purtând de asemenea o conversație aspră cu eleva sa. Videoclipul s-a răspândit pe internet abia luni. Astăzi, la Primăria Capitalei, au fost anunțate rezultatele investigației efectuate în perioada 30 ianuarie-6 februarie. Profesoara a fost exclusă din mediul elevilor clasei respective și înlocuită cu un alt profesor până la hotărârea finală a conducătorului instituției de învățământ. Membrii Comisiei Direcției Educație Tinere și Sport au solicitat convocarea ședinței Consiliului de Etică referitor la comportamentul abuziv al cadrului didactic, care ulterior s-a desfășurat în data de 6 februarie 2024, cu aplicarea sancțiunilor, avertizare, anularea adausului pentru semestrul 2, consultarea psihologului. Amintim că o investigație asupra cazului a început și la Ministerul Educației și Cercetării, dar încă nu există rezultate. După ce s-a aflat despre incident, primarul Ion Ceban a ordonat întocmirea și trimiterea către guvern a unei propuneri pentru echiparea sălilor de clasă cu camere video. Setează-ți frecvența preferată și alege-ți starea de spirit. Astăzi, întreaga planetă sărbătorește Ziua Mondială a Radioului, care a fost stabilită de Adunarea Generală a ONU în anul 2012. Această sărbătoare este dedicată oamenilor care au inventat radioul și au contribuit semnificativ la popularizarea acestuia. Radioul de mult a ieșit din limitele micilor studiouri. Industria muzicală și cinematografică dedică aceste invenții, compoziții și chiar filme, cum ar fi Bună dimineața, Vietnam, din 1987. Это не проверка микрофона. Это рок-н-ролл. Рок-н-ролл на весь Вьетнам. Угадайте, это я или Элвис Пресли? Viva Da Nang. Viva Da Nang. Mai bine de 100 de ani, stațiile de radio din întreaga lume continuă să transmită în direct, să organizeze emisiuni comune și să își distreze audiența. Cu toate acestea, nu se poate nega faptul că televiziunea și apoi internetul au redus într-o oarecare măsură popularitatea stațiilor de radio, iar acestea au pierdut o parte semnificativă a audienței. Echipa Newsmaker și-a propus să afle de la locuitorii capitalei cât de des ascultă ei posturile de radio din țara noastră. Мне нравится очень радио. Я думаю, что радио должно существовать. Люди ездят в машинах, люди слушают радио. Я не думаю, что оно утрачивает популярность. Эта штука будет еще долгое время популярна, потому что тебе интересно, это как
живое общение в одну сторону, когда кто-то тебе что-то рассказывает. Я ascultam o perioadă radio online, o aplicație care reprezintă radio. Este demn de remarcat faptul că stațiile de radio se străduiesc să-și reinventeze formatul și să răspundă cerințelor epocii digitale. Radioul continuă să acționeze ca un element de legătură între oameni, aducând o varietate de muzică, știri și programe care îmbunătățesc viețile ascultătorilor săi. În Moldova, prima emisiune de radio a fost difuzată la 1 noiembrie 1928. Fermierii indieni protestează și se află la pragul disperării. Astăzi, mii de oameni au defilat spre capitala țării, New Delhi. Ei au cerut creșterea prețurilor minime pentru recolte, plata pensiilor și scutirea datoriilor. Poliția orașului a instalat bariere metalice și de beton, iar circulația tractoarelor este interzisă. După cum se poate vedea în imaginile video, forțele de ordine nu au ezitat să folosească gaze lacrimogene. Birdi, hocam! Birdi! La sfârșitul anului 2020, fermierii indieni au protestat împotriva a 3 proiecte de lege privind agricultura. Protestul a ținut mai mult de un an, în timpul căruia sute de protestatari au murit, iar legile controversate au fost totuși anulate. Cu toate acestea, acum agricultorii susțin că nu au fost îndeplinite toate cererile lor. O explozie devastatoare a distrus cel mai mare parc acvatic din Suedia. Incidentul a avut loc ieri în orașul Göteborg. Parcul se afla încă în construcție, iar în momentul accidentului se efectuau lucrări de montaj. Conform informațiilor de la ABC News, 13 persoane au fost rănite. Inițial a izbucnit un incendiu puternic care a cuprins toboganele acvatice și structurile asociate acestora, urmat de o serie de explozii. În contextul siguranței, turiștii din hotelul din apropiere și angajații birourilor au fost evacuați. Cauza exactă a incidentului încă nu a fost stabilită. Parcul acvatic urma să fie deschis în vara acestui an, iar costul construcției se estimează la 1,2 miliarde de dolari. Cerul s-a dezlănțuit în orașul turcesc Antalya, provocând inundații în mai multe cartiere. Precipitațiile au început ieri seara și au continuat să se intensifice pe parcursul nopții. Mașinile au rămas blocate pe drumurile inundate, iar în zonele rurale apa a ajuns chiar și până la primul etaj al caselor. Guvernatorul Antaliei a dispus suspendarea cursurilor în școlile din 5 regiuni. Transportul este afectat, iar zborurile sunt incerte din cauza condițiilor meteorologice periculoase, ceea ce a dus la suspendarea activității aeroportului Antalya. De asemenea, ploile torențiale au provocat inundații și perturbări în trafic spre Dubai și Abu Dhabi. În Emiratele Arabe Unite a fost declarat cod portocaliu pentru condiții meteorologice periculoase. Autoritățile au îndemnat locuitorii să stea departe de malul golfului și să conducă cu atenție sporită, iar instituțiilor de învățământ li s-a permis să treacă temporar la învățământ la distanță.